Bun, acum eu sunt, vorbesc ca o reprezentantă a mai multor femei, pentru că cu siguranță le trece și lor prin cap aceeași întrebare pe care ți-o voi adresa ție. Și anume, ce le-ai transmite tu bărbaților care muncesc și au o muncă destul de solicitantă sau mai puțin solicitantă fizic sau psihic, cine știe cum fiecare la ce lucrează, și care vin acasă și au nevoie de odihnă. Au nevoie de... Fizică? Fizică, psihică, au nevoie de liniște, au nevoie de spațiu. Și atunci se creează următorul scenariu. Eu, ca femeie, stau acasă de dimineața de la 8, de când pleacă dânsul la servici, și vine seara la 7, nici chiar nu, vine pe la 4, 5, da? Stau singură cu copiii, da? Bun, dacă ești în București și ești la 4, ajungi la 5 jumate acasă, nu în unele locuri. Bun. Da. Bun. Așa. Se creează scenariul că tu ești singură, nu mai poți, deja te fierb copiii sau toate lucrurile pe care le-ai de făcut, te fierb până la ora 4 și cumva știu că în momentul în care intră pe ușă, te aștepți ca cineva să-ți ia povara asta, cumva să te ajute, să te ajute, nu știu, să te elibereze un pic, să te despovăreze. Numai că aparent mai vine o povară, da? Pentru că trebuie liniște, poate copiii vor să sară pe el, să se joace, că a venit tata, tata are nevoie de liniște, tata este obosit, tata are nevoie să doarmă, tata are nevoie de mâncare, soția n-a discutat cu nimeni, poate toată ziua, decât cu copiii, gura mare, mânuțele sus, hai să ne spălăm, gurița mare, să păpăm. Da. Și vezi, discuțiile astea la un moment dat te, așa, scad calitatea discuțiilor în general. Bun. Ce le recomanzi tu acestor bărbați și cum crezi că e normal? Da. Nu știu. Principial. Da, da, principial vorbind. Uite, eu aș merge pe principiu sau pe viziunea largă a lucrurilor. Și anume, că misiunea principală dată de Dumnezeu omului a fost dată bărbatului. El este primul responsabil în absolut toate lucrurile, iar soția este un avutor potrivit. Multe persoane cred că atunci când zici că femeia este un avutor potrivit, ea își pierde din importanță, valoare, semnificație sau rol. Ceea ce nu este adevărat. Cumva, dimpotrivă, ea este ușurată. Cumva e pusă sub eticheta asta de sclavă, nu? Bun, cu atât mai grav. Cu atât mai grav dacă ar fi așa ceva și dacă există. Bun, deci eu nu cred, clar, în modelul ăla de bărbat care crede că el nu poate să schimbe un pampers, nu poate să spele vasele, nu poate să facă mâncare, nu poate să dea cu aspiratorul și așa mai departe. Eu cred, da. Dar nu cred nici în modelul de bărbat care este a doua mamă. Deci cred că adevărul este undeva la mijloc. Și anume, eu am plecat de acasă, soția mea este ajutorul meu potrivit, în timp ce eu sunt plecat, da, dacă lucrez undeva, în timp ce eu sunt plecat, ea face mâncare, face curățenie, face temele cu copiii, are grijă de ei, educă, etc. Iar când eu am venit acasă, da? Când eu am venit acasă, eu trebuie să intru în rolurile mele. Adică în misiunea mea principală pe care am avut-o și când am plecat de acasă. Motiv pentru care dacă în timp ce am fost plecat s-au întâmplat niște lucruri rele, eu sunt responsabil de lucrurile care s-au întâmplat la mine acasă, pentru că Dumnezeu m-a pus pe mine responsabil. Nu face niciun fel de diferență că am fost plecat de acasă în timp ce s-au întâmplat lucrurile alea rele. Bun, și revin. Am o mică completare. Dar dacă pur și simplu fizic trupul nu mai cooperează cu el, cu bărbatul, pur și simplu nu mai poate, este epuizat, se simte epuizat, nu pot să deschid acum gura, nu pot să judec clar în lumină o situație care s-ar fi întâmplat între copiii mei sau Da. Cum? Sunt situații de urgență în care și dacă nu poți, Dumnezeu îți va da putere să intervii. Situații de urgență care necesită atunci intervenția ta, chiar dacă ai venit rupt acasă. Dar în cele mai multe situații, eu cred că se pot face niște concesii între soțul. Știu că tu când vii ești super, super, super obosit, îți dau jumătate de oră sau o oră, du-te, odihnește, doarme, dormi și când te trezești, continuăm treaba, da? Dar, repet, viziunea mare asta este, misiunea este a mea, a bărbatului, iar eu când am venit acasă, eu îmi continui misiunea mea, doar că în alt mod. Când am fost la lucru, mi-am făcut misiunea mea într-un mod de a furniza familiei mele ceea ce trebuie să furnizez. Când am venit acasă, atunci încep, de fapt, adevărata muncă cu copiii și cu soția mea. Că eu cât timp am fost plecat, eu nu mi-am păstorit soția,
cum mi-a cerut Dumnezeu. Nu mi-am protejat copiii decât că mi-am lăsat soția. Deci n-am făcut practic o mare parte din responsabilitățile mele principale. Ca soț, cap, tată, păstor, furnizor, protector, misionar, toate funcțiile pe care le am eu de la Dumnezeu și care sunt evidente în toată Sfânta Scriptură. Deci, ca să înțeleg bine ce ai spus până acum, așa, cumva este nevoie de o reprioritizare mentală a rolului pe, nu, a rolurilor pe care cumva le joci în viața asta. Da. Adică să înțelegi că prioritar este rolul de tată, rolul de păstor în familia ta și mai apoi este importantă munca ta și... Da. Nu? Deci noi nu subminăm faptul că tu ai muncit 7 ore sau 8 ore sau 10 ore din greu. Doar că nu este același lucru să modelezi pământul sau cartofii sau faianța sau etăcă cu a modela niște suflete, cu a te ocupa de partenerul tău de viață, prietenul tău, iubitul tău, etc. Da? Sau a pregătit copiii tăi pentru viața, a pregătit copiii tăi pentru veșnicia, a pregătit copiii tăi pentru societate, pentru familie, pentru biserică, pentru etc. Deci, come on, adică cea mai importantă treaba ta n-ai făcut-o cât timp ai fost plecat la lucru. Și asta trebuie să-ți dea o degajare. Eu cred că te ajută dacă ai o viziune de felul ăsta. Nimeni nu subminează ce faci tu 8 ori sau 10 ori. Este treaba ta să te aventurezi în lume, să câștigi bani, să iei pământul în stăpânire, dar totul faci ca să te întorci înapoi acasă. Gândește-te că până să fie revoluția industrială și nou mod de lucru și de raportare la lume și de ieșiri în afară și de a munci la fabrică și așa mai departe, cei mai mulți oameni trăiau acasă tot timpul. Adică acasă mâncau, acasă munceau, acolo aveau goarele, acolo aveau pământul, totul era acolo, acolo aveau animale, totul era în jurul casei. Ceea ce Dumnezeu a intenționat de fapt de la bun început să fie așa. Da? Este un cusur din punctul meu de vedere al societății noastre. Noi mâncăm toți la ori diferite, mâncăm de multe ori nu acasă, mâncăm pe rând, suntem foarte deconectați, nu mai suntem în jurul unei mese, familia în jurul unei mese, exact cum vedem și în Scriptură că face Domnul Iisus Hristos al doilea bărbat, da? Când recrează adevărata familie. Nu știu dacă am răspuns suficient, dar... Numai bine că ai încheiat cu chestiunea aceasta de industrializare și de... Și leg de aceasta încă o întrebare pe care, dacă vrei, poți să o pui într-o altă secțiune de vlog, nu mă deranjează. Dar uite, hai să fac o singură completare. Noi am fost nou acasă și mama spune că tata muncea, da, tot serviciul lui, 8 ore sau cât era, plus timpul la plecare, la venire, deci se fac vreo 9 ore, și el a fost cel care stătea cel mai mult noaptea cu copiii. Adică omul ăsta era terminat din punct de vedere fizic. El îmi spunea, munceam câteodată la biserică și zice, vedeam doi oameni la amvon. Știi, două amvoane, doi oameni, era, cum mă gândești, era terminat. Deci el venea pe schimburi de noapte și așa mai departe, el ducea la biserică cu toți copiii. Nu discuta. Înțelegi? Omul a înțeles că responsabilitățile lui principale, printre responsabilitățile lui principale, era și responsabilitatea principală de a furniza familie. De erau multe altele. Da. Multe altele, la fel de importante sau chiar mai importante. Da? Bun. Corect. Așadar, leg încă o dată întrebarea pe care o am în minte de ceva vreme și sunt sigură că mulți gândesc că păstorii, slujitorii în general, care stau acasă cu soțiile, cumva fac un favor soțiilor sau sunt un fel de favor pentru soțiile lor pentru că sunt acasă. Și cumva la astfel de soții le este mult mai ușor decât le este soțiilor a căror soți sunt plecați departe de casă, da. La serviciu. Vreau să, din perspectiva de bărbat, crezi că este adevărată această, nu știu, da, presupunere? Da. Păi, unul la mână, e un favor dacă el e acasă, că poți fi acasă fără să fii acasă. Corect? E un favor dacă ești acasă. Da. În al doilea rând, nu este de fapt un favor, pentru că dacă ești acasă și faci treburi pentru casa ta, pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru tine, pentru curte, pentru toate lucrurile astea, le faci pentru tine, nu sunt responsabilitățile tale, adică cui îi faci un favor? Deci ar trebui să te uiți cumva în sus, de sus la nevastă să-i spui, vezi că te-am ajutat la... Nu, ea te ajută pe tine, da? Ea și-a înțeles rolul ăsta,
Nici ea nu te privește de sus, ea vede și ea ca un favor din partea lui Dumnezeu să construiască împreună cu tine ceva, dar nu ne primim, cum zic, nu ne uităm unul la celălalt ca și cum ne-am face nu știu ce favori unul altuia. Da? Noi suntem înaintea lui Dumnezeu, chemați să ne împlinim responsabilitățile noastre în misiunea mare pe care ne-a dat-o Dumnezeu, specific acum discutăm despre familie. Și al treilea lucru, foarte puține persoane știu, acum da, foarte, poate mulți slujitori nu-și consumă timpul cu citit, cu studiu și așa mai departe. Dar uite, în cazul nostru, câte întâlniri cu tineri online, câte predici la, mai ales în perioada pandemiei, la biserici din alte localități decât a noastră online, câte conferințe, câte evangelizări, câte mormântări, câte apologii. Dar, da, apologii, mai puține. Și gândește, foarte multe din întâlnirile astea nu le poți programa dinainte. Sunt tot felul de lucruri neprogramate. Și îți creează un disconfort tot timpul. Tu nu știi, el iar vine la 12, iar vine la 2, iar vine la 3, iar e plecat, iar... Înțelegi? Astea nu sunt chiar niște lucruri foarte simple pentru familie. Cum cred unii. Unii zic, bun, s-a dus și-o ținut o predică și-o plecat. Bun, el s-a dus și-o ținut o predică, dar au călătorit 600 de kilometri sau 700 în ziua aia. Și apoi stai puțin, că nu-și revine în momentul în care... Dar și nu ți-ai revenit, când ai ajuns acasă, nu ți-ai revenit atunci. Deci foarte multe persoane, eu cred că nu înțeleg. Nu înțeleg, este adevărat și din pricina multor slujitori care nu se pregătesc, care nu muncesc suficient, care nu se sacrifică în câmpul Evangheliei și așa mai departe. Da, este și o vină a noastră, să zic așa, colectivă. Deci cam asta ar fi... Bun. Răspunsul meu. Sunt femeile acestea, soțiile de păstor, faptul că au pe soții lor acasă, sunt cumva mai privilegiate față de femeile a căror soți sunt plecați de acasă? Cumva le este mai ușor doar pentru că ei sunt acasă? Din nou, depinde. Dacă este acasă, depinde ce face, în ce lucrări este implicat. Tu știi că sunt bărbați care sunt mai puțin acasă decât oameni care muncesc câte 10 ore pe zi. Da, vorbim de slujitori. Care sunt prezenți acasă, dar de fapt dar nu ei, sunt prezenți. Ei nu sunt, că sunt plecați peste tot, știi? Deci nu văd, nu cred că se poate da un răspuns general asta. Depinde de fiecare situație. Eu cred că unii abuză în plecările lor, chiar dacă sunt implicați în lucrare și așa mai departe. Cred de asemenea că unii stau prea mult acasă, da? Sunt fel de a doua mamă pentru copii sau a doua soție, ceea ce nu e de folos. Deci depinde de fiecare caz. Nu. Dar ca principiu nu cred că trebuie văzut neapărat ca un, nu știu, ca un favor. Deci nu le este mai ușor neapărat? Nu cred, nu știu. E posibil, dacă el este de un ajutor real soției sale, s-ar putea să fie. Și foarte bine, e bine să aibă o familie model. Nu e bine să oferi un model. Uite, lăsăm mai mult din chestiile materiale, financiare și așa mai departe, dacă este necesar pentru a ne ocupa mai mult de familie. Posibil să fie. Deci depinde de fiecare situație.